Iubiți frați și surori, continuăm firul catehezelor noastre. Vă readuc aminte că în ultima perioadă am fost preocupați de faptele milei trupești. Ele ne-au fost lăsate de către Domnul Iisus Hristos și le găsim scrise în Evanghelia după Matei, în capitolul 25. Domnul Hristos le vorbea oamenilor despre dreapta judecată. Când va veni Fiul omului într-o slava sa și toți ființii îngeri cu el, atunci va ședea pe tronul slavei sale și se vor aduna înaintea lui toate neamurile și va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui: veniți binecuvântații tatălui meu, meșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții îi vor răspunde zicând: Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, sau când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine? Iar împăratul, răspunzând, va zice către ei: adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Necazul este că de multe ori riscăm să nu-L vedem pe Domnul Iisus Hristos în cei mai mici frați ai Lui. Faptele milei trupești, am zis că sunt 7, au fost pomenite aici în Evanghelie, dar în catehism sunt sistematizate. Și le repet încă o dată pe toate 7. Ai hrăni pe cei flămânzi, ai adăpa pe cei însetați, ai îmbrăca pe cei goi, ai primi pe cei străini, ai cerceta pe cei bolnavi, ai vizita pe cei închiși și ai îngropa pe cei morți. Cei care sunteți consecvenți, știți că ne-am oprit la primele 3 fapte ale milei trupești. Ai hrăni pe cei flămânzi, ai adăpa pe cei însetați și ai îmbrăca pe cei goi. În seara aceasta ne oprim la a 4-a faptă a milei trupești. Ai primi pe cei străini. Am zis că de multe ori riscăm să nu vedem chipul Domnului Hristos în străinul care ne bate la poartă. Sunt adevăruri simple, dar atunci când li s-a dat glas, în mod artistic, parcă ele pătrund mai tare la sufletul nostru. Un poet creștin, Valentin Popovici, a scris o poezie intitulată tocmai așa: Străinul, ai primit pe cei străini. În poezia lui, nu vă citesc toată, dar vă citesc ultima parte din ea, în poezia lui e vorba de un creștin care se socotea foarte bun, harnic, și-a făcut o casă mare, luxoasă, tignită. Și într-o seară de toamnă s-a așezat în fotoliu, focul ardea în sobă și se gândea creștinul nostru: ce frumos ar fi dacă Domnul Iisus Hristos i-ar face o vizită. Și aproape că a țipea în fotoliul lui comod. Dar, dintr-o dată, pe stradă, trece un străin și bate în geam. Avea nevoie de găzduire. S-a dus la geam și l-a văzut, era urât, era strențăros. Și nu i-a deschis, ci i-a strigat: de ce n-ai venit mai devreme? De ce nu te-ai gândit mai devreme? Unde o să dormi? Ce ai să mănânci? E prea târziu acum să-mi bați în geam. Și iată sfârșitul poeziei. Gândit-o m-am apoi o clipă lungă.
Și am strigat răstit, străine, du-te mai departe, aici nu-i han de găzduit. Ce n-ai gândit mai dinainte? Unde ai să dormi, ce ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați la poartă, e prea târziu să mi te plângi. Și-am auzit cum pași afară, încet, încet s-au depărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumit în patul moale, am adormit apoi curând, dar am avut în noaptea aceea un vis ce nu-l mai uit nici când. Parcă din norul de lumină, Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să-mi spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că îmi va vorbi de mine, va lăuda tot ce a muncit, dar s-a apropiat de mine și trist, cu lacrimi, mi-a grăit. Prietene, am vrut azi noapte să înoptez în casa ta. Am vrut din pâinea ta la cină să iau un colț ca partea mea. Și mi-ai răspuns că pentru mine tu n-ai nici pâine și nici pat și m-ai lăsat în frig afară să plec flămând și întristat. Căsuța ta nu era mică să încap și eu să dorm în ea. De ce n-ai vrut să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi până ce norul a luat. Am înțeles că el fusese străinul cel amalungat, trezit din somn de înfiorare. M-am repezit afară în frig și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai, de mult plecase omul în întunericul pustiu, doar vântul îmi șoptea din ramuri că mă trezisem prea târziu. Adevărul este că și noi uneori ne trezim prea târziu și ratăm ocazia de mântuire. Domnul Hristos așa ne spune, că la dreapta judecată criteriile vor fi faptele milei trupești. Psihastru medita în peștera lui. Când a deschis ochii, a văzut cu uimire că avea un vizitator. Starețul unei mănăstiri cunoscute. Ce cauți aici? L-a întrebat psihastru. Starețul i-a relatat trista sa poveste. A fost o vreme când mănăstirea lui era faimoasă în toată lumea. Chiliile ei erau pline de tineri aspiranți și biserica răsuna de imnurile călugărilor. Asupra mănăstirii s-au abătut însă vremuri grele. Oamenii nu mai simțeau nevoia să-și hrănească spiritul. Tinerii aspiranți erau din ce în ce mai puțini, iar biserica devenise tăcută. Nu mai rămăseseră decât câțiva călugări bătrâni care își făceau datoria cu inima grea. Iată deci ce dorea să afle starețul. Crezi că toate acestea se datorează păcatelor noastre? Da, i-a răspuns psihastru, și îndeosebi păcatului ignoranței. Ce fel de păcat e acesta? Unul dintre călugări este Mesia deghizat, iar voi ignorați lucrul acesta. După care psihastru și-a închis din nou ochii și s-a întors la meditația lui. Pe tot drumul de înapoiere, inima starețului a bătut cu repeziciune la gândul că Mesia însuși se întorsese pe pământ și se afla chiar în mănăstirea lui. Oarecum de nu-l recunoscuse? Și cine putea fi el? Să fie fratele bucătar, fratele paraclisier, fratele contabil? Nu, cu siguranță nu e el. Avea prea multe defecte. Da, dar psihastrul a spus că era deghizat.
Oare reprezentau acele defecte doar o deghizare? Dacă stăm și ne gândim, toți cei din mănăstire aveau defecte, iar unul dintre ei era Mesia. Întors la mănăstire, el i-a adunat pe călugări și le-a spus ce a descoperit. S-au uitat unii la alții, neîncrezători. Mesia aici, incredibil. Da, dar era deghizat. Deci nu era exclus să fie cu tare sau cu tare sau altcineva sau poate. Un lucru era sigur. Dacă Mesia era deghizat, era puțin probabil că îl vor putea recunoaște. De aceea și-au propus să îi trateze pe toți cu același respect și cu aceeași considerație. Nu știi niciodată, se gândeau ei, când vorbeau cu altcineva, poate el e însuși Mesia. Nu-i de mirare că atmosfera din mănăstire s-a schimbat rapid, călugării deveniseră plini de bucurie. În curând, sute de aspiranți au cerut să fie admiși în mănăstire, iar biserica s-a umplut din nou de cântece de slavă. Călugării străluceau că spiritul iubirii coborâse asupra lor.